Chelsea și Barcelona au amânat pentru retur soarta calificării în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Aseară, în prima manșă, cel mai așteptat duel al săptămânii s-a încheiat nedecis scor 1-1. Chiar dacă au fost stăpâni la capitolul posesia balonului, spaniolii au avut parte și de mult noroc, în condițiile în care Chelsea a avut mai multe ocazii de gol, printre care două bare, ambele semnate de Willian. Tot brazilianul a reușit să deschidă scorul, însă Barça a avut o replică imediată. Lionel Messi a fost autorul golului. Acesta este primul pentru starul argentinian în poarta lui Chelsea, după 729 de minute. Spectacol a fost și la München, acolo unde Bayern s-a distrat cu turcii de la Beşiktaş, scor 5-0. Echilibrul partidei s-a rupt încă în minutul 16, când arbitrul român Ovidiu Hațegan l-a eliminat pe croatul Vida. Oaspeții au rezistat până pe finalul primei reprize, când Müller a reușit să spargă gheața. Coman, același Müller, dar și Lewandowski, cu o dublă au punctat pentru campioana Germaniei, care nu mai are cum rata prezența în sferturile competiției.